Într-o țară îndepărtată, dincolo de mări și munți, se afla un regat numit Gândacul de Bucătărie, condus de regele Șobolân cel cel înțelept și regina Libărcița cea grațioasă. În acest regat trăia un tânăr șobolan pe nume Șoboțăcel, care era cunoscut pentru curajul și istețimea sa. Dar Șoboțăcel avea un vis, să găsească legendarul smartphone magic, despre care se spunea că avea puterea de a aduce fericirea eternă. Într-o zi, șoboțăcel primi o scrisoare misterioasă de la un vechi prieten, Libar Comir, un gândac de bucătărie inteligent care locuia în împărăția telefoanelor. Scrisoarea spune așa, Dragă șoboțăcel, am aflat de existența unui smartphone magic ascuns în peștera electromagnetică. Vino la mine și împreună îl vom găsi. Entuziasmat, șoboțăcel își împacheta rapid lucrurile și porni la drum. După ce trecu prin păduri întunecate și râuri învolburate, ajunse în cele din urmă la casa lui Libarcomir. Acesta îl întâmpină cu brațele deschise și spuse, Drum lung, prietene, dar aventura noastră abia începe. Trebuie să fim pregătiți pentru pericolele care ne așteaptă. Cei doi prieteni își luară provizii și porniră către peștera electromagnetică. Pe drum întâlniră tot felul de creaturi ciudate, cum ar fi Wi-Fi-ul fermecat și pluginul vorbitor. Wi-Fi-ul fermecat era un păianjen uriaș care țesea pânze invizibile de semnal, iar pluginul vorbitor era un cablu magic care putea să-ți citească gândurile și să-ți ofere sfaturi utile. Într-o noapte, în timp ce își instalaseră cortul lângă o cascadă digitală, fură atacați de o haită de virus malware. Șoboțăcel și Libarcomir se luptară curajos, folosind săbile lor antivirus și scuturile Firewall. După o bătălie aprigă, reușiră să învingă virusii și să-și continue drumul. După câteva zile, ajunseră în fața peșterii electromagnetice. Intrarea era păzită de un dragon gigantic, numit Dragonul de Date, care scuipa focuri de informații corupte. Șoboțăcel și Libar Comir trebuiau să găsească o modalitate de a trece de el. Libar Comir își aminti de un vechi truc pe care îl învățase de la bunicul său, Libar Comitrus scoase din rucsac un stick USB fermecat și început să cânte un cântec magic. Dragonul de date, hipnotizat de melodia dulce, a dormit profund, permițându-le celor doi prieteni să intre în peșteră. Peștera era plină de capcane și enigme. Într-o încăpere trebuiau să rezolve un puzzle complicat pentru a deschide o ușă secretă. Puzzle-ul era o rețea de cabluri și prize care trebuiau conectate corect pentru a permite fluxul de energie. După multe încercări și erori, reușiră să găsească soluția și să deschidă ușa. În cele din urmă, ajunseră în camera principală a peșterii, unde zăcea smartphone-ul magic, înconjurat de o aură strălucitoare. Șoboțăcel se apropie cu grijă și întinse mâna să-l ia, dar în acel moment o voce puternică se auzi. Cine îndrăznește să tulbure pacea acestui loc? era regele Router, un gardian al tehnologiei, care veghea asupra smartphone-ului magic. Numai cei cu inimi curate și intenții nobile pot atinge acest artefact, spuse el. Șoboțăcel și Libar Comir își expuseră dorințele lor sincere și explicară cum vor să folosească puterea smartphone-ului pentru a aduce fericirea în regatul lor. Impresionat de sinceritatea lor, regele Router le permise să ia smartphone-ul magic cu inima plină de bucurie, cei doi prieteni se întoarseră acasă, unde fură întâmpinați cu urale și sărbători. Smartphone-ul magic avea puterea de a răspândi semnal Wi-Fi de mare viteză în tot regatul, permițând locuitorilor să se conecteze, să comunice și să fie mai fericiți ca niciodată. Șoboțăcel și Libarcomir fură răsplătiți cu titluri de onoare și toată lumea trăi fericită mulți ani de atunci încolo, bucurându-se de tehnologie și de legăturile puternice dintre ei. Așa se încheie povestea noastră, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut aventura lui Șoboțăcel și Libar Comir, nu uitați să dați like, share și subscribe. Altfel s-ar putea să vă treziți că toate dispozitivele voastre electronice sunt posedate de virus malware și să fiți nevoiți să chemați un exorcis digital.